Salut, sunt Valeriu, l-am alături de mine pe Silviu și astăzi vom privi TikTok-uri amuzante și vom încerca să nu râdem. Știți regulile, atunci când cineva râde, celălalt primește un punct. Cel care are cele mai puține puncte va trebui să îndeplinească o provocare oribilă din borcanul cu provocări. Pentru că ești oaspete pe canalul meu, îți dau voie să-mi arăți primul TikTok. Așa, deci am să încep cu o încălzire, da? Nu cel cel mai amuzant, dar oricum tu ai să râzi. Mă voi abține! Pentru ce a băgat piciorul acolo? Valeriu, parcă am fi noi doi. Unul mai deștept ca altul, ai vedea? Da, pentru că eu sunt cel deștept, da. În fine, stai că ți-arăt eu ție, Silviu. Voi începe și eu cu ceva mai ușor pentru tine. Uite la el. E bun, e foarte, foarte amuzant, da. L-a venit pe Silviu, prieteni. Cum ar spune Adi, e super, super tare. Super, super tare. Înseamnă că scorul până acum este 1-1? Așa, e runda 2. Hai, Silviu, arată-mi ce poți. Ești gata? Da, hai, să văd. Ce e asta? Ce e asta? Silviu! E amuzant, dar nu într-o atâta! Cât de bine că animalul n-a pățit nimic, da? Adică doar omul. Valeriu, să știi, în videourile noastre tot așa vei păți. Dacă ai să-mi faci o capcană, ai de suferit tu. Bine, Silviu, înseamnă că acum a venit rândul meu. Apropo, dacă vă place videoclipul și vreți să mai vedeți așa fel de episoade, apăsați pe butonul de like. Valeriu, zic să vedem dacă putem strânge 30.000 de like-uri pe canalul tău. La acest video, uimește-mă, Valeriu. Uite aici cât de atentă este această femeie. Gata, nu mai râd, nu mai râd. Silviu, nu că... Mă zic că mi-a prins nasul la mea. Eu am crezut că la faza cu rochia, gata. Nu se mai întâmplă nimic. Știu, l-am luat prin surprindere. Asta este cheia în umor. Trebuie cel care râde să nu se aștepte la asta. La un moment dat deja m-am întristat. Am crezut că Valeriu n-are umor deloc, dar... Cum eu să nu am umor? Eu sunt cel mai... Așa, stai că vine runda 3. Suntem deja la 3-a rundă și eu am râs de 2 ori. Ce-i cu fața asta? Ce-i cu fața asta, Silviu? Uite la el! Uitați-vă cum arată! Am arătat un video care nu se întâmplă nimic, dar a râs, Valeriu. E amuzant, nu? Gata, prieteni, stop, stop, stop! Eu trebuie să mă abțin! Trebuie să mă abțin pentru că altfel voi pierde și voi primi o provocare oribilă! Nu trebuie să se întâmple una ca asta! Dar un mic procent din cei care se uită la videoclipurile mele au apăsat pe butonul de subscribe! Așa că dacă îți place ceea ce fac, abonează-te! Este gratuit și poți oricând să te răzgândești! Știi că îmi place acest challenge! Și știu că îți place pentru că crezi că vei câștiga, dar când vei primi provocarea oribilă, nu-ți va mai plăcea! Tu ce, nu ai văzut celelalte episoade? Da. Mi se pare că spune o minciunică gogonată. E foarte nu frumos să nu te uiți la videourile lui. Da, apropo, prieteni, dacă încă nu ați văzut videoclipul cu Adi, se află pe primul link din descriere. Mustața fermecată, ajută-mă să nu râd. Arată suspicios mustața ta astăzi. Pentru că e din Mexic. Bine, așa, hai să revenim. Acesta este videoclipul. Hey, get the bug out of here. Ce vede? Mi-a făcut! Nu fac și eu așa! Întrebare, de ce să faci asta la un câine? Eu dacă aș fi fost câine, aș mușca mâna asta. De ce să-i faci așa în gură la câine? De ce să-i faci așa în gură cuiva, mâncui? Deci, următorul video. Acum sigur nu râd, mă abțin! M-am ținut, prieteni! N-a fost amuzant. A fost amuzant, dar faptul că nu se vede sfârșitul m-a făcut să rezist. Prieteni, am minus un punct, da? Nu, ai 3 puncte până acum, dacă am numărat eu corect după teorema lui Pitagora. Hai să vedem. Vrei să vezi un orangutan domnesc? Păi, îl văd. Eu nu sunt un orangutan. Ești un macapucu. Sper că ești gata, Silviu. Într-un moment făcea... Ai observat? Scorul este de 3-3. Video-ul meu a fost extrem de amuzant. Nu știu de ce nu ai râs tu. Ești gata? Mereu gata. Ah,
doamnă. Stai seama, el niciodată nu-și va termina de spălat capul ăla lui. Valeri, tu nu înțelegi glumele. Cum să fac cu tine video dacă tu nu înțelegi glumele? Da, să-ți arăt eu ceva mai amuzant. Ceva într-adevăr amuzant. Nu spălări de cap. Hai. Prieten? Domnul, dar de ce lingiți? Eu cred că a fost amuzant. Valeriu, cum a răspuns dacă el vorbește altă limbă? Dar eu cum te înțeleg pe tine, fiind din Mexic? A, logic, logic. Următorul video este cu super eroi. Cum crezi, care sunt ești? Care sunt ești? E greu limba românele. Eu cred că va fi cu omul Payangăt. El e omul Payangăt. Apropo, prieteni, care este super eroul vostru preferat? Scrieți în comentarii. În afară de pipereul de... Așa, hai. Valeriu, eu am lucrat ca animator, știi? Ai fost domnul dar nu mi-am sărit în călțările. Am sărit în călțările de picioare. Wow, ce ciudat, am frumos. Ce ciudat. Nu trebuie de așa, da, dă să revenim, dă să revenim la videoclipul nostru. O, știu, știu, glumă perfectă, uite-ți-l, nu? Hai. Uite. Uite ce părți a tras. A fost cel mai tare părți din toată istoria părților. Un minut de reculegere pentru părțul lui Valeriu. Mă voi încălța până atunci. Hai. Următorul video este despre... Dar nu-ți spun. Hai. Ratatouille! Ei, Javertul, Ramon, Jamile, cum? Abia acum m-am prins! Asta nu e un picior! Mai pune o dată videoclipul! E un pirat! Uite ce picior a vrut să-l lovească! De ce alea să nu-mi piciorul ăla? Dacă știa că poate să-i zboare piciorul de pe picior. A crezut că lemnul e mai tare și dacă îl va lovi, va zbura în mix. Serios, nu te vezi pe scaun. Uite încă o dată. Nu te vezi pe scaun. Uite, uite încă... Trebuie să ai o încredere foarte mare în piciorul ăla de lemn ca să sare. De ce nu poți să fără? Hai să revenim, asta a fost foarte bun. Uite cât de tare este acest băiat, doar primește. Devei îndrăgostit de el din prima vedere. Valeriu, stai, stai, eu încă râd la video-ul meu. Stai, să mă lăsesc. O, trebuie să folosesc tactica asta, hai. Uite. Mășina, mor să mai pe cătața? Niet. Ai văzut, a vrut să pară tare, dar a apărut. Valeriu, recunoaște că ai discutat și tu cu... Cu vreo fată, ai discutat vreodată? Sigur, eu am discutat cu 1000 de fete, toate și, fetele mă cunosc. Și când vrei să fii foarte, foarte cool, dar curge din furiță salivă. Ai avut așa ceva? Sau la tine curge salivă doar la Andreea Bostănică? Lasă-o tu pe Andreea Bostănică, Silviu. Cineva mi-a dat tag în comentarii la Andreea Bostănică, pentru că ei a căzut. Stai să-ți arăt! Este, este, uite, uite, Valeriu. Asta e ea? Da, asta este Andreea Bostănică. Uite, uite, uite ce literă cade. Păi, de la Valeriu! De la Silviu! De la Silviu? La Andreea Bostănică oficial! Andrei îi place de Silviu? Și eu simt pentru tine, Andreea! Nu mai fă așa, Silviu! Să-i arăt eu ție! Mai repede să terminăm challenge-ul ăsta, că-l bat! Să-i arăt eu lui! Hai, gata, următoarea rundă! Să-l arăt eu, Andrei, al mea! Valeriu, ești gata, următoarea rundă! Eu gata! Hai! Bun, ce transport e ăsta? Acum cum va ajunge el acasă? S-a stricat Ferrari. Da, Ferrari e puțin spus. Asta este Lamborghini ultimul model. Apropo, Silviu, care e strategia ta? Ce fel de videoclipuri alegi tu? Cele mai proaste, adică ca pentru tine. Adică ca să fie amuzante pentru tine, să le înțelegi. Silviu și-a făcut de cap în acest video, așa că hai să scriem toți în comentarii Silviu e un pipileu mic. Așa va fi mai cu minte data viitoare. Așa, acum revenim. Silviu, care este sportul tău preferat?
boxul. Ai văzut, doar? Am văzut cum i-am tras un bun și a căzut pe jos. Nu, eu am fost vinovat. Adi a fost vinovat. Bine, bine, justifică de cât vrei, Silviu. Apropo, prieteni, care este sportul vostru preferat? Scrieți în comentarii. Mie, de exemplu, îmi place șahul. Iar acum, hai să revenim la cel mai tare sportiv din univers. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream. Ce-am primit în cap? Bum! A fost strike! Doar că la da, el în cap. Strike! Așa, ești gata? 3, 2, 1 și... S-a băgat în ciupic! Dar de ce Silviu îți plac atât de mult videoclipurile cu șoareci? Pentru că sunt gustoși. Am fost odată în Franța și am mâncat un șobolan. Am înțeles acum de ce e atât de dulce. Vrei să vezi cel mai cuceritor om din univers? Hai, Valeriu, face o descriere de poate și o să-mi arăți. Cu Antonino Pican, dacă știi cine este. Îl vezi pe băiatul ăsta pe stradă? Și pe fata asta? Ce faci? Spune-ne, ce faci? Bă, pe tine te trimit cu oile. Pe fata. O aștept aici la un pat calduros. Să știi, șmecherul, bravo mă tată, mă, ce face băiat, ai văzut ce ai văzut deodată pe amândoi, i-a pus la punct. Valeriu, spune drept, ai uitat vreodată la băiatul ăla când era cu fata de mână? Eu doar la fata m-am uitat, pentru că avea niște ochi atât de pătrunzători. Valeriu, ești gata? Știi, cel mai tare șofer de curse, uite aici. S-a pornit. Da, dar era... O, a deschis poarta! Dar era de așteptat, era de așteptat! Cum să deschidă eu... poarta? Greutatea era prea mare pentru poarta. Eu, ăsta este Adi când era mai mic. Eu cred că m-am abținut, dar pe jumate. Nu știu dacă primesc aici. E, și 25% tot e... Ai dreptate, da. Bun, Silviu, fii atent! Uite! Pățit-o, vă imaginați? Sperau că câine era voi câine, le-ai trătat mașină. De ce nu ai râs, Silviu? Bine, hai, continuă! Așa, ceva mai amuzant, e rândul meu. A fost amuzant. La început mi-a fost un pic amuzant, apoi a luat câinele cu ei. Probabil la frigărui. Silviu, mănâncă așa! A fost o glumă, face frigărui din câine! A fost doar o glumă, Valeriu, tu nu înțelegi glumele. E glumă neagră. Aia cu șoarecele tot a fost o glumă, l-am mâncat pe rata tu! Prieten. I-ai zis, bagă capul înapoi. Da, asta a fost tot? Da. Bine. Atunci eu îți arăt ceva într-adevăr amuzant. Primește foarte atent. S-a dus, doamna. Silviu, nu ești la biserică aici. Nu ai filmat un videoclip. Tu crezi, Valeriu, că mai trăiește după așa căzătură? Da. E? Eu câte căzături am tras în viața mea și cu capul și totul este bine. Stai, liniștit, se vede că ai căzut de multe ori. Mai ales cu capul. Următorul video, fii atent la bine. Ce vezi? Un pipilău. Ce vezi? O mustață. Da. Vorbesc. De fapt, e foarte amuzant video, nu înțeleg de ce n-ai râs. Mie mi-e amuzant video, nu stres. Silviu, ce faci tu primul lucru dimineața? Mă trezesc. Nu la răspunsul ăsta mă așteptam, dar hai să-ți arăt un videoclip cu primul lucru de dimineață. Hai. Ai înțeles ce se face primul lucru dimineața? Se împușcă. Da, se împușcă. Probabil explodau câteva focuri de artificii acolo sau ceva. Ai glume cam scârboase, dar bine, hai. Asta nu e scârbos, este ceva natural. Următoarea? Da, următoarea. S-a pornit după ei? Da, ăsta e bun. Bun, dar nu foarte bun. Dar ai râs. Am zâmbit un pic. Fii atent, bine faci, bine primești. Așa se numește acest bine videoclip. Bine găsești. Mă
mă duc de la biserică. L-a salvat casa. Că de nu avea să rămână capul pe lorul ăsta. Cum ți-a părut acest videoclip? Foarte amuzant. Care este morala? Ce ai învățat din el? Valer, nu sunt la școală, hai. Next. Eu să-l testez dacă gândește creierul, dar nu gândește la el. Bine, hai să unde-i? S-a dus ca racheta lui Silviu. Valeriu, poate mi-arăți tu ceva amuzant. Hai, arată ceva amuzant. Nu, găsesc eu acum un videoclip. Eu aș ruga urmăritorii tăi să-ți trimită clipuri amuzante pentru următoarele episoade. Da, prieteni, trimiteți-mi clipuri amuzante pe Instagram, da. Pe Instagram la mine se află, uite aici. Trimiteți-mi clipuri amuzante și eu le voi băga în următorul videoclip. Hai, următorul video. Încă n-ai găsit. Nu știu, nu mai știu ce să găsesc, îți voi arăta, uite acest video. Uite la gata cel cum merge. Valeriu, dacă nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic. Faza amuzantă era cu gândăcelul. Eu gândăcei din ăștia am și acasă. De ce să râd la gândăcel? Sper că nu ai mâncat și gândăcel. Da, frigărui. Frigărui cu gândăcei făceai? Da, e gustos. N-ai văzut? Silviu, așa pe bătă. Hai mai repede să terminăm videoclipul ăsta. Nu mai vreau să vorbesc cu tine. Ești foarte ciudat. Tu mi-ai arătat faza cu bucurile de artificii. Acum ți arăt și eu. Bă, ce e cu bucul ăla? De ce e cu bucul acolo? Țineam un discurs foarte important. Cel mai important este că pe frunte s-a șters, dar mucul ieșea din nas. Dar de unde din altă parte? Apropo, dacă ai zâmbit măcar un pic în timpul acestui videoclip, apasă pe butonul de like. Sigur, acum va fi un video cu omul făiangă. Ești gata? Continuă ți sigur. Uite ce talentat este! S-a tras un cap de pământ! Valeriu, el n-a știut că ești păiangă-ni amechesc! Nu, mai el s-a dereglat un pic din instinctul de păiangă și de asta așa că sunt pe jos! Parcă era un titirie, dar eu crezi că eu am câștigat! Valeriu, eu am câștigat! Da! Prieteni, eu am câștigat! Valeriu, ai pierdut! Este a treia oară când filmez așa fel de videoclip și iarăși am pierdut! Valeriu, ești gata? Uite, am aici un borcănaș, un borcănel pe care scrie borcanul cu provocări. Apropo, ai scris cu greșeli aici. Da, că știu eu mai bine decât tine! De borcanul! Așa, trebuie să aleg o provocare. Ai ales! Hai, Valeriu! Au, stai, Silviu, stai că mă doare! Stai, nu! Uite, mi-au rămas semne. Așa. Explozie cu frișcă. Știu ce e asta. Dar să vină frișcă, no, aduceți frișcă. Nu, poate vrei să ne schimbăm, să faci tu provocarea. Am înțeles că regulile sunt în felul următor. Silviu va umple acest balon cu frișcă, o grămadă de frișcă, iar apoi eu trebuie să-mi bag acest ac în gură, iar el va arunca balonul în mine și voi fi tot de frișcă. Am vrut să scap curat, dar se pare că nu voi scăpa curat. Acolo deja e prea mult. Eu văd cât este acolo. Cum curge, prieteni. Și toată asta va fi pe fața lui Valeriu. El o toarnă pe toate. Să știi că e foarte greu deja. Curge sau nu curge? Curge, hai. Nu, acolo e o grămadă de frișcă. Silviu, poate ajunge, poate este. Nu, turnăm tot de aici. Prieteni, am pus aici jumătate de kilogram de frișcă. Deci, Valeriu, ești gata? Zgâlțe-l un pic, balonul. Fă un șaca-șaca. În ce? Nu știu. Șaca-boca, șaca-lata. Am emoții. Hai, Valeriu, ești gata? Stai să-l pun bine să nu-mi intre acolo ăsta. Hai, Silviu. 3, 2, 1... Silviu, m-a nimerit! Silviu, poate vrei un pic de frișcă și tu! Valeriu, fii atent acolo pe perete! Ce-ai făcut, Silviu? Trebuia să nimerești pe fața mea, nu pe perete! Tu nu te vezi, am nimerit și pe fața ta. O jumătate de față e albă, jumătate e normală. Ok, scrieți în comentarii a cui videoclipuri au fost mai amuzante, ale mele sau ale lui Silviu. Iar dacă v-a plăcut acest videoclip, cu siguranță vă va plăcea și următorul. Eu pot așa, așa, așa și așa, eu pot așa, așa.